Ciao. Știți, când încep așa, este pentru că o sunt supărat, o sunt obosit, o sunt nebun. Da, un pic. Nu e vina mea. V-am explicat foarte frumos. Îmi place ce fac. Și dacă sunt foarte obosit cum sunt astăzi, credeți-mi, fac ce fac cu mare, mare plăcere. Astăzi va fi o rețetă un pic mai lungă, pregătiți-vă, dar e o rețetă care poate să vă da o idee, da? Pentru alte rețete, pentru alte feluri de pregătire. Dacă eu sunt în restaurant, mă pun dimineața și fac 10 de un fel de involtini de pui, cum ar veni. Adică un fel de rulou de pui. Vedeți? Un piept de pui, ca francezii, în bucătăria lor, le spune suprem, e mult, elegant, mult mai elegant. Nu-l bat, nu se bate niciodată carne. Aici avem restul de ingrediente. Prosciutto italiano di Parma, un pic de petrunjel, un pic de pesmet, niște ciuperci, un ou, un pic de smântână și un pic de usturoi, da? Vedeți? Am deschis așa pietul nostru de pui. Acum ce fac? Iau niște ciuperci, questi qua, ciupercile, io vi prego, vă rog, nu se spela. Dacă chiar sunt murdare, faceți un lucru, le treceți 3 secunde într-un pic de apă cu sare, dar nu se spela și nu se scoate piele de la ele, vă rog. Am văzut lucrul ăsta în foarte multe bucătărie și vă spun că este greșit. Pentru că ele sunt ca o burete. Dacă le spelați, se umple de apă. Și spuneți, bai, dar ele sunt murdare, nu știu ce. Ai că nu merit nimeni de ciuperci bune, neotrăvite și curățate așa. Invers, vă spun un lucru. Aveți grijă cu ciupercile aia că vă duceți voi să le căutați în pădurele, că ar putea să nu fie bune. Ha? Și la voi v-ar place așa de mult, așa de mult, că vă vine să moriți. Adică în sensul vă face să mor. Da? Aici, vedeți, pregătesc două usturoi de băgat împreună cu ciupercile mele. Nu le fac mărunt de data asta. L-am numai presat, așa. Pentru că nu vreau... Eu vreau să-l scot usturoiul ăsta după de înăuntru, da? Ok? Ați înțeles? Bun. Umplutură de la șmecheria asta de pui va fi ciupercile sotate. Acum le vom sota. În 3 secunde am pus deja uleiul să se încălzește, da? Le tai cât se poate de micuțe, așa că mi se sotează foarte, foarte repede. Pentru că efectiv am nevoie cum dacă am o pastă de ciuperci, da? Ok? Și rețeta se cheamă suprem de pui ai doi ciuperci. Adică efectiv ai doi funghi, cum ar veni în italiană. Asta semnează că eu am să fac două feluri de pregătire cu ciuperci. Odată va fi umplutura și sosul și odată veți vedea că vom face o salată de ciuperci. Da, o salată de ciuperci cruz. Știți ce bună este? Mamma mia, bestială. Dar hai să ne întorcem la prima fază, că este asta. Am pregătit ciupercile mele pentru umplutura. Da? Puneți foarte, foarte puțin ulei la prăjit, pentru că dacă faceți o umplutură prea oleosă, nu e bine. V-am explicat că nu-mi place prea mult ulei pus în compozițiile, da? Ok? Ultima. Da? Lumea mi spune, dar tu de ce odată tai într-un fel, odată altfel? Cum mi simt? Cum mi obosește mama? Cum vine? Da? Cum vine? Important este să nu ne tăiam la deget, să tăiam repede și că se poate de corect, da? Ok, vediamo un poco. Ho pornit, da, ho pornit super grătarul nostru. Ok, benissimo. La chestia asta, adăugam imediat un pic de sare, dar foarte puțin. Dar știți ce semnează puțin? Apropo, m-a scris un ascultator, aici la emisiune noastră, la Maestro, la Brava TV, m-am prezentat? Sper că da. Emisiunea este Maestro, televiziune Brava TV, și eu sunt Antonio Passarelli. M-a scris un ascultator și un
telespectator și m-a spus, tu spui tu de una, punem puțin sare și stai un sfert de oră acolo cu... La asta, sare curge foarte, foarte, foarte încet, credeți-mi. Credeți-mi că curge foarte, foarte încet. Bun, am pus ulei de măsline, da? Foarte, foarte puțin. Sare, piper, adăugăm un pic de pătrunjel. Poco, 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 adică puțin, 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 nu prea mult. Și compoziția noastră e gata. Ok. Perfetto. Bun. Un pic de pătrunjel lasăm acolo, că vă arat duc, ne va trebui la urmă, da? Ok, questo, asta rimane aici. Facem un pic curat. Usturoi nostri le bagam înăuntru. Să știți că nu vom lăsa prea mult să se coace ciupercile. Vreau să se coace foarte, foarte puțin. Între timp că se face lucrul asta, pregătim pietul de pui, da? Asta va fi unul. Ok? Voi spuneți, dar la ce trebuie celofanul asta, folia asta? E, vă arăt eu. Arăt imediat după, da? Este uno. După care mai avem uno. Și ne aggiunge. Bene. Eccolo qua. Non batteți niciodată carne. Vi ripet, carne nu trebuie batută. Da, dacă facem mușniță, îl faceți tăiat subțire, dar nebătut. Pentru că de multe ore eu am auzit lume că spune, băi, am mâncat mușniță, dar avea gust de carton, n-avea niciun gust. E normal. Dacă te pui cu ciocanul acolo și tângă, 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 până că îl faci ca o talpă de pantof. Și săracul șnițel rimane chiar fără niciun fel de sucuri, de carne. Cum vrei să nu mănânci talpa de pantof? Ha? Nu mai da cu ciocanul peste carne. Aici e gata. Da? Ce frumos sunt ciupercile. Îmi place ciupercile, mie da, mai ales aia de pădure. Foarte, foarte mult. Foarte, 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 foarte mult. Ok, aici e gata. Levam un strecurator. Trebuie compoziția asta să fie total, fără niciun fel de... Scotem usturoiul. Ca odată ce trebuia să da, da? Vedem, mai este? Nu mai este. Perfetto, ok? Bun. Și punem ciupercile noastre aici înăuntru, la scurs. Unul la scurs, doi, cu chestia asta se și răcește, pentru că dacă nu, nu putem să facem compoziție de... Da? Allora, aici avem niște prosciutto di Parma. O chestia straordinaria. Știți cum e bun prosciutto de Parma? Mamma mia, știu că știți, știu că știți. Dar știți că există prosciutto de Parma de mai mult feluri? Adică, de ani de mătrânire, de luni de mătrânire. 12, 16, 18 și așa mai departe, până la 24. Și e un... dacă prosciutto este bun, credeți-mi, este de ales în loc de la o felie de carne. Allora, important, când faceți lucrul ăsta, încercați să lăsați marginile cât se poate de... Ecole qua. Vedeți? Libere. Vă explic după de ce. Pentru că din cauza colagene ridicată că avem în carne de pui, noi, cu ajutor de o temperatură foarte jos din cuptor, 72 de grade, vom încerca să ricompactăm bucata asta de piept de pui, de suprem, da? Adică să-l facem iar o bucată singură. Aici am pus prosciutto. Da? Ce frumos! Com'è bello!
Da? Și acum facem invers amestecul. Allora, prima di tutto, niente di tutto, punem un ou, da? Dar nu îl punem tot, îl batem, dar nu punem tot pentru că e foarte mult pentru o intera cantitate, da? Benissimo. Trebuie numai puțin. Ok, perfetto. Da? Asta e o nostru. După care la compoziția asta adăugăm o jumătate de lingură de smântână dulce. Puțin, da? Puțin. După care punem un pic de pesmet, da? Dar nu prea mult, vă rog. Ok? Adăugăm un pic de petrunjel, da? Ați văzut petrunjelul aia că l-am pus deoparte la început, da? După care, puțin de piper. Nu mai adăugăm sare, pentru că sare are prosciutto și sare am pus deja și în ciupercile și să-l trage el, situația aici, da? Aici sunt ciupercile că l-am răcite, da? Eccoli qua, guarda che belli. Cine ti ho spus pe Gijof? Se întâmplă. Fora se vreau. Eccola. Ok. Am făcut ameste de umplutura, da? Levam o lingura și umplem, da? Dar umplem numai în mijloc, vedeți? Foarte puțin, nu trebuie mult. Chiar nu trebuie mult. Ok? În loc de prosciutto di Parma, dacă îți place, puteți să puneți... Așa, închidem, da? Puteți să puneți prosciutto, adică prosciutto cotto. Șuncă de Praga. Important partea asta să-l lăsați libera, da? Pentru că noi vom încerca... Fără să mai punem scopitor, că sunt ori chestiile aia, să ricompactăm total bucata asta de piet de pui. Și vă spun că se va întâmpla. De ce se va întâmpla? Pentru că, vă repet, pui are atât colagen înăuntru, că permite lucrul asta, da? Colagen, cum se spune? Colagen. Faci așa cu camera, dacă am spus bine. E colagen? Oh, am și tu o părere, o chestie. Băieții asta, nu vrea să mă ajută pe nimeni. Mamma mia, ce rău simteți. Ba da, mi-ajută. Să știți că mi-ajută. Mi-ajută foarte mult. Și au un răbdare cu mine, că nu sunt totdeauna bine dispus, știți? Și eu sunt ca tot omul și superat și necăjit și am și eu ale mele, nu? Normal. E normal. Ecco qua. Acum că am făcut operațiunea asta, vedeți? Punem în cuptor cam 40 de minute la 72 de grade la aburi cu foc, adică cotura mista cu 60% umiditate, da? Eccoli qua. Voi spuneți, dar tot cu celofanul, da, cu folie, pentru că folie nu vine topită la temperatura asta. Și acum așteptăm 40 de minute. Ne vedem peste 40 de minute. Ciao, la revedere, după. Am tăiat, e normal. Chestia asta a durat 45 de minute, cum ați văzut în încadratura de la camere, da? Mai ales că avem un regizor super ok. Ce am făcut noi? Și care este importanța de la mancarea asta? E că odată pregătit, ați pregătit 40 de bucăți, le puneți în vacuum și poți să stai în frigider o săptămână. Nu vi se strică. Și ele e un semi-preparatul că l-ați făcut voi și că la sfârșit îl veți numai finisa. La sfârșit,
la sfârșit. De niște ori mi ieșe jumătate de cuvânt, de parole. Allora, ecco qua. Abbiamo finito, da? Bun. V-am spus înainte, când trebuia să-l punem în cuptor, că după mine vom reuși să-l recompactăm. Le iau din cuptor. Ce puternic sunt, eh? Are 70 de grade. Normal că le iau din cuptor cu mâna, nu? Allora, vediamo da che sono ricompattato. Adică, da che sono făcut iară o singura bucată. Eu cred că da. Știți, eu când ved șnițele, rulori făcut cu scopitor, pentru că sunt brute, sunt urite. Și în bucătărie eu cred că trebuie măcar un pic de eleganță. Știți că eu nu-mi place să ecco qua, da? Cât de cât. Aici a fost ceva și nu l-am strins noi bine, dar uitați, partea cealaltă s-a recompactat total. Fără să stricăm materia prima, este extrem, dar extrem de important să fim eleganți. Uitați asta ce bine s-a făcut. Splendid, da? Bun. Ok. Acum vine partea simplă. Și când vorbesc de parte simplă, și mai simplă, ecola qua. Aici avem niște ciuperci care l-am curățat înainte și v-am explicat și vă repet, ciupercile nu se spelă, nu se scoate piele de la ea. Da? Nu se spelă pentru că, din păcate, ele sunt ca o buretă și mai ales aia de pădure și absorbe apa și nu mai sunt bune la gust, nu mai sunt bune de nimic. Eventual, unde vedeți că e chiar grav situația, cum este aici, scoateți o bucățică și arrivederci. Roma. Arrivederci. Într-o zi vecând, să știți. Într-o zi vecând. Pentru că noi buchetari suntem craft friseri. Un friser, dacă nu cântă, moare. Allora. Cum facem sosul că va ajuta la finisat de la suprem, da? Pentru sosul asta, vedeți că eu tai ciupecile, le tai cuburi foarte, foarte, foarte mari. Tot mai nebuni sunt. Eu v-am spus, eu glumesc așa când sunt foarte obosit. Dar cine nu este obosit în bucătărie? Sincer, dacă faci bucătărie și chiar vrei să-l faci bine, e normal să fii obosit, e normal să pui sufletul, e normal... Nu că te duci la lucru. O, să o parți de carbonară. Da, îl fac. Și te pui. E bine așa. Nu, 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 nu. Nu faceți meseria asta cum dacă ar fi o simplă meserie. Noi aici avem... A noastră e o meserie un pic mai complicată, pentru că e o meserie că cere un pic de suflet, un pic de anima, un pic de... Allora, un po' di olio. Attenzione! Din moment în care usturoiul l-am pus înăuntru, eu afară, în parte de afară, vreau neapărat un sos foarte light. Pentru asta nu mai pun usturoi. Invers ce fac? M-au rimas aici două felie de prosciutto Parma. Da? Și prosciutto asta, care le va da un gust foarte fain, rup bucățele așa, vedeți? Și lasă se topește împreună cu un pic de ulei de măsline. Così. Così. Pentru că când vom pune ciuperci peste, se îl da un gust plăcut, da? Ecco qua. Ah, che bello. 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 Prosciutto di Parma mi piace foarte mult. Allora, de data asta, lăsăm uleiul să se încinge destul, pentru că nu vreau ei să absorbe uleiul, da? Ciupercile mele. Ecco qua. Începe să se face sosul deja transparente, adică sosul șunca. Ce parfum bellissimo, viene, eccezionale. Ecco qua. Ciupercile. Scusatemi, signori pui, piette pui, dar trebuie să tocăm un pic de petrunjel, că merge peste ciupercile. Eu n-am să pun sare acolo, pentru că este prosciutto di Parma, că este destul de sărat. Și atunci n-am voia să mai pun sare, da? Se. De niște ori pare că mi se oprește discul. Ok, bun. Tanto prezzemolo, un po' di prezzemolo che gli dà gusto.
că le dă gustul, savoare, puțin pătrunjel. Pentru salata, vedeți, eu îmi place să folosesc numai parte superioare de la ciuperci. Cu asta, dacă aveam posibilitate, mai facem un sos. Da? Vedeți? Tot partea asta folosesc. Nu-mi place partea inferioară. Nu știu, e o chestie a mea. Dar se poate folosi toată, dar mie personal nu-mi place. Ok? Tot același lucru și îl tai așa. Vedeți? De la pelerie în jos. Pentru că așa îmi place. Încă o dată spun. Ah, che bella cosa! Vă spun de ce folosesc partea asta, pentru că este partea cea mai plină, cea mai carnosă, fără cealaltă parte. Ecco, guarda che bello! Vine parfum, băieții? Simțit aromele, eh? Fame? Un pic de fame, da, știu. Un pic de fame. Important este că tăiați destul de subțire, da? Eccoli qua. Uitați ce felia plină vine făcută așa. Pentru asta îmi place. Acum, dacă noi îl saram și îl condimentam de înainte, se făceau negre. Invers, eu am nevoia să le taiu în momentul în care o taresc să ieși cu mâncare. Acum ce fac? Ecco qua. Pun pietul de pui al nostru, se rumenește un pic împreună cu aromele aia, da? Ce arome? Arome de la ciuperc, aroma de la prosciutto di Parma și aroma de la petrunjel. Pregătesc vinagretul. Începem cu sarea, da? După care punem oțet balsamic, da? Și după care punem furculița. După care punem uleiul. Da? Într-o emulsiune, exact ca și la maioneze, se pornește de la o parte acidă, la care încet încet se adaugă parte grasă. Eu am văzut mulți că au încercat să facă maioneză cu sute de mii de metode, punând muștar, ouă fiert. Nu, signori, maioneze se pornește de oțet alb și un pic de sare, o un pic de lămâie și un pic de sare, la care se adaugă încet, încet tuorlo d'uovo, adică galbenușul, și după uleiul încet, încet. Ha? Ok? Bun. Uitați, în 3 secunde, ce crema de oțet am făcut, da? Ce vinagret. Asta îl vom folosi acolo, benissimo. Aici lăsăm să se rumenește mai un pic și am terminat. Questo è finito. De ce credeți că eu folosesc cârpele când lucrez la carne, chestia genul asta? Mi-e frică să le împing, să le împung, să fac gauri în ea, să nu-mi pierd sucul de la ea, da? Bun. Acum că am scos din foc, adaug o jumătate de lingură de smântână. Atât. Vedeți? Puțin. Foarte, foarte puțin. Ok, montăm farfuria. Avem farfuria noastră, artistică. Îl curățăm un pic. Ok, va benissimo così. Punem. Tăiam transversal, da? Ok, folosim cuțitul, se levăm așa deodată, da? Și după care, asta vedeți, primul, îl punem un pic în evidență, pentru că se vede și că este umplut, da? Aici avem amestecul nostru de sos, care nu se aduce, se acoperă, se aduce să se pune lângă, da? Vedeți? Così, așa. Și lăsat să se vede prosciutto asta crocant ridicat. Vedeți? Așa, lăsat chiar să se vede. Descoperim iară asta al nostru. Da, amit cu
cu chestia asta de făcut prea slab, am uitat să adaug un pic de unt. Vreau să adaug un pic de unt înainte că să adaug smântână. E ieșit un pic mai slab. E mult mai bine. Lăsați, că nu face rău la sănătate. Da? Emulsionăm asta încă o dată. Și odată că condimentăm salata, da? Mângim tot farfuria, îl murdărim, cum ar veni, da? Piept de pui suprem umplut cu ciuperci și cu salata, noi l-am chemat lai doi ciuperci, pentru că odată sunt ciuperci gătit, odată ciuperci crude, făcut salata. Ciao, la rivedere, asta a fost maestro. Vă duc în minte tot la Brava TV. Să veniți să faceți o vizită și la emisiunea aia unde sunt eu în bucătăria, chiar se cheamă Antonio în cucina. Eu sunt Antonio Pasarelli, vă doresc tot cele bune și la bucătar, ca de obicei, cinstit și corect, da? Ciao, la rivedere!